telefon, se programează iară orice mai face persoană, să știu dacă am văzut link-ul, dacă am văzut e-mail-ul, dacă vin la o prezentare. Deci prezentările aici este, nu mai simplu acum cu prezentările, că noi lucrăm mult și pe online acum. Trimitem o prezentare online, vezi un film, vezi un link și participi la prezentare. La prezentare de sală deja a început să vină din ce în ce mai rar. A fost la treaba asta? Nu se mai deplasează, pierd timpul pe drum, nu? Și oamenii preferă, fie în zona lor să facem o prezentare, am văzut cel mai multe, cel mai eficiente să prezentările unul la unul, de dacă cum e, în zonele lor, în zona lor de confort, prin acolo, și mai greu le aducem la o sală de prezentare, și în București avem o sală foarte elegantă și din foarte, foarte puțin oameni aici, și mai degrabă îmi vin acasă la sufragerie mai mulți oameni. Mi-au venit și 7 și 10 persoane la sufragerie și la sală n-am 7 persoane. Și atunci am lucrat mai mult pe metoda asta, unul la unul, și am văzut că mulți, mai sunt voi sediu mult în țară, aveți, nu aveți sediu companie, atunci a folosit metoda asta. Și cât despre iniție, aici este un lucru pe care vreau să lucrăm foarte mult, pentru că la noi e simplu, cu înscrierea, știți că acolo nu e așa complicat să convingi pe cineva să înscrie, înscrierea e gratuită. Ideea este că eu nu trec la raportul meu, că eu am un raport zilnic în care îmi notez câte persoane am înscris. Dar înscrierea trebuie numai în momentul când a făcut prima comandă. Deci nu când a primit un cod. Când mulți îți dă cod, nu știu un cod. Fac. Hai să înscriu și după 90 s-a expirat codul, la revedere. Înscrierea e propriu zis, este momentul în care el deja a făcut o primă comandă. Atunci acum se înscrie. Am o gândit, de ce la fete sunt de o agenda, pe agenda mare? Agenda de 2009. Agenda. Agenda, da. La inițiere, aici vreau să insist foarte mult, e foarte bine să folosim și aplicațiile mobile. Voi aveți să folosiți aplicațiile mobile la aplicația mobilă? Adică să arătați omului cum să faci o prezentare, îi arătați o prezentare model. E bine să folosiți prezentarea cu aplicația, de cu telefonul. Câți dintre voi face prezentarea cu telefonul? Nu folosiți încă? E mai ușor de făcut. Să avem PowerPoint pe telefon. Soția mea cred că o să vă ajute aici, ca să vă dea câteva metode cum face ea. Mi-am văzut că foarte bine la prezentare cu PowerPoint pe telefon. Trebuie să învățăm cum să facă înscriere. Am văzut că multă lume nu știe să facă încă înscriere. Sunt clienți noi înscriși care nu știu să înscrie pe alții. Ați avut așa ceva în echipă? Există tendința și riscul pe care l-am văzut și la mine în echipă să îi scrie și nu facem noi toată treaba. Ați făcut treaba asta la altă, să nu vreau să faceți voi totul. Aici vă rog mult. Eu am văzut la soția mea, e foarte exigentă cu clienții ei. Spune, puteați că nu plecăm mai departe până nu învățați să vă înscrieți la săptămânătoare. Deci nu le face înscrierea la nimeni. Eu le făceam tot timpul la toată munca. E foarte grav, știți, eu vă spun asta greșeala mea pe care l-am făcut-o și echipa m-a copiat. Nu e bine, să știți. Pentru că pierdeți timp foarte mult după aceea. Da, și voi învățați să înscrieți oamenii și spuneți, uite, hai să învăț pe tine cum să faci înscriere. Nu te înscriu eu. Îl pui de el să înscrie. Țineți cont de sfatul ăsta pe care l-am dat, pentru că pierdeți mult timp. Și învățați să facă. Eu vă spun că am văzut foarte multe cazuri și de-aia insist pe asta. Mulți dintre noi ne-am făcut grupuri pe Facebook. Aveți, sunteți un grupul domn profesor, un grupul profesor, fiecare, da? E bine să aveți un grup Facebook. Aveți tot, deci toți folosesc grupul de Facebook, nu? Fie al lui domn profesor, matură de la Octavian, fie al nostru, care voi sunteți și în grupul meu. Cred că tot, aproape toți sunt în grupul nostru, nu? Da. Noi acolo postăm. Care e avantajul cu aceste grupuri? Că noi mai postăm și pe unde călătorim și ce facem și unde se fac seminarii. Mai postăm și mărturii, mai postăm și anumite informații noi. Mie îmi plac mult, am văzut că mulți vizionează mărturiile. Sunt cele mai puternice. Și vă rog să profitați la maxim, că mergeți la prezentare, filmați întotdeauna. Luați interviul, deci întrebați-l. Și după ce a vorbit în față, luați-l separat și puteți să-mi dați un interviu. Și mărturii sunt foarte puternice, sunt cele mai convingătoare din toate. Deci vă spun acum, voi știți bine, vă dă să nu. Dar exploatați la maxim și faceți-vă o bază date cu multe mărturii. Câți dintre voi fac lucrul ăsta? Inițierea, primele 20 de telefoane, sau scriem lista împreună și primele 20 de telefoane le dăm cu sponsorul. Cât de voi fac așa? Cu oamenii voștri. Nu sunați voi pe oamenii voștri, pe oamenii oamenilor voștri. Și să spuneți, hai să dăm împreună 20 de telefoane. Cât de voi a făcut asta? Să asiste pe omul la primul.
Nimeni? E foarte important să învățați și voi cum să faceți. Bine, acum mai e o problemă, că mulți spun că nu știu să vorbească la telefon. Nu știu cum să abordez la telefon. Vă interesează subiectul ăsta cum să facem abordarea la telefon? Da. Și cum apar obiecții la telefon, ce obiecții apar la telefon, cum le tratăm și obiecțiile care sunt apresate sunt altfel de obiecții. Deci la telefon sunt un tip de obiecții și le spun care sunt imediat și la prezentare sunt alte tipuri de obiecții. Al portul, mi-a pus altul? Tu vorbește că îți scot imediat. Da. Deci, legat de obiecții la telefon nu apar, nu sunt după momentul ăsta. Deci am usat, Eric Horn ne învață metoda asta, fi pe fugă. Da? Ce înseamnă să fii pe fugă? El spune așa, deci și eu am folosit metoda asta, spun să uite, sunt, mă bucur de am găsit. Deci, totdeauna trebuie să spunem, primul lucru, bunele maniere, să spunem cine suntem. Eu am întâlnit foarte des, am făcut rețin și niște la contact telefonic și am spus unui tău, uite, spune-mi telefon, cum te cheamă? Salut, sunt Ionescu, Ioan. Și el spunea, ghiși cine e? Și eu am spus, de trei ori, trebuie să la fel. Și am spus, îmi pare, nu mai lucrăm. Deci nu se poate așa, că ori face, spune, ori... Deci nu facem jocuri de-astea, ghiși cine e? Nu mă cunoști, mă? Adică, astea nu sunt, să-i spese, e un om profesionist. Noi suntem profesioniști, da? Și vă rog mult, nu faceți grafele, dacă vedeți că faceți, spune așa cu blândețe. Uite, să fie atent pe viitor, când face o discuție bună, de manele spun că trebuie să spui cine e la telefon, că nu pe pământul ăsta pe nimeni. Primul lucru, spune cine suntem, vorbim cu hotărâre, vorbim și cu entuziasm. Ce mai faci? Așa începe, așa începe orice discuție. Uite, eu sunt, te-am sunat pentru că am ceva foarte important să spun. Și m-am gândit la tine. Primul cuvânt care este interesant este că m-am gândit la el. Și cuvântul m-am gândit la tine, mi se pare că când vă spun m-am gândit la tine. Nu, e interesant, deci nu e interesant. Și pentru că acum sunt un pic pe fugă, deci spui cuvântul ăsta, sunt pe fugă, vreau să te întreb dacă pot să mă văd cu tine, dacă pot să... îmi doresc foarte mult să mă văd cu tine. Am ceva important pentru tine. Despre ce este vorba? Toată lumea așa spune. Despre ce este vorba? Corect? Da. Asta e fraza următoare. Dacă știți că a avut o problemă sănătate, îi spuneți. E vorba, că știu că m-am gândit la tine, pentru că știu că tu ai o problemă sănătate și ești preocupat să îți rezolvi problema asta. Dacă nu a avut o problemă sănătate, e tânăr. Tânării nu prea problemă sănătate. Caut partener pentru o afacere. Pentru o afacere. Și caut oameni ambițioși. Cunoști pe cineva pe care mi-ai putea recomanda? M-aș putea vedea cu tine aspectul ăsta? Nu-i spui tu de hai ca să te bagă într-o altă. Poate nu vrea neapărat. Unii poate vor. Dar mai uitați să spun despre ce-i vorba. Este am început un proiect pentru o afacere și caut parteneri în afacerea mea. Cunoști pe cineva ambițios care voastră, care vrea să aibă de documentare? Eu așa îi abordez direct, în modul. Despre ce este vorba? Și atunci îi cerem permisiunea să-i trimiți un link. Eu am lucrat foarte mult cu link-uri. Poți să-ți trimit un link să vezi despre ce este vorba? Dacă îți trimit un link, îl vezi? Dacă îți trimit un link, îl vezi? Asta e o altă expresie, da? Și dacă... Când ar fi momentul ce m-am potrivit să te întreb în legătură cu acest link? Și cereți permisiunea să... o zi, două... Puteți spune voi să deja spuneți în discuția, să spui așa. Poți să vizionezi săptămâna asta sau să fac toate? Dar Mariana trimite acest link, sanatatea.tumblr.com, ea l-a creat, deci nu e cu numele, nimic, nu apar numele acolo, deci ea... Da, fără linie reclamă la nimeni. Deci este unul pentru sănătate și unul pentru prosperitate, pentru bani. Care spune și de ce elemente... prosperitate.tumblr.com. De ce elemente, de ce... De temporal și de compensare. Și mult după ce vizionează, majoritatea au spus, da, interesant și vreau să ne întâlnim despre mai multe. Am contat acest instrument simplu, am văzut un instrument simplu și restul de-mi interesul. Cum vă spuneam la început, problema urmă pe care am și eu este că de multe ori nu mi-am notat când trebuie să sun respectivul și am uitat să-l mai sun. Mi s-a întâmplat și vouă treaba asta? Mi s-a întâmplat. În momentul când am avut disciplină foarte severă cu mine și am folosit agenda asta, a fost perioada când am făcut o rutină, încât
În fiecare zi ne fixam obiectivele. Ce am de făcut pe săptămână, pe ziua de astăzi? Eu fac obiectivul ăla, agenda din pe care am pentru 1 ianuarie. Obiectivul pe zile, pe o săptămână înainte, pe o lună înainte. Obiectiv, am trecut o cifră, două telefoane, slash, câte am dat seara, să fac analiza. Când am lucrat cu analize, cu urmărire zilnică, analize seara, analize dimineață, nu am mai neglijat să sun pe oameni. Când am uitat de agenda, am uitat să mai sun oameni, pentru că nu mai aveam un instrument, un reper, da? Și aici notez în agenda, când trebuie să sun, trec și aici, trec și în alt telefon. Când m-am lăsat un pic, am dat într-o zonă de confort, așa mai, și n-am avut disciplină, se poate întâmpla să ieși din disciplină dacă nu ești atent, după aia apare acest dezechilibru. Și te întrebi de ce nu mai rezultate, de ce nu mai am consumatori noi, că mă urmă, știți care de toată mine, câți consumatori am cu comenzi noi. Dacă nu am, nu am rezultate. Altă analiză. Câți distribuitori noi am? Eu îmi propun să am un distribuitor nou pe lună, fiecare lună. Deci nu vorbesc de echipa voastră. Vorbesc de ce fac eu direct. Da? Și dacă n-am acest obiectiv, măcar un om nou care să fie distribuitor, înseamnă că nu mi-am atins obiectivul minimal. Nu credeți dacă cineva ajunge mai sugata să oprește în activitate, trebuie să fie tot timpul exemplu pentru ceilalți. Așa că nu ne oprim, da? Noi suntem tot timpul un exemplu pentru voi. Cine trebuie are agenda asta? Avantajul agendei este că aveți o listă cu 250 numere de telefon, astăzi, cu 250 de deja sfârșit. Sunteți deci 250 de persoane, cu detalii, telefonul, e-mailul, ora și locul întâlnirii, recomandate. Vă spun, de ce spun recomandate? Am avut situații, de exemplu, un călugăr care este la Mănăstirea Secu, care mi-a dat recomandări foarte multe. El a spus, domnule, n-am telefon, dacă pot vorbi o dată pe zi 10 minute, mă duc pe munte, vorbim multe și acolo dau telefon. Și el vedea pe Facebook unde sunt eu în țară, mi-a trimis lista cu oameni și aici am scris, recomandat de părintele Gerasim, ca să țin minte cine e acea persoană. Și asta a creat o rețea cu 12 directori, distribuitori, numai de recomandările lui. Așa pe multiplicare, deja la un mare zmaral deja în echipă și este zmaral. Deci, se poate, putem ca și pe echipa noastră, pentru că sunt situații mai speciale. În cazul ăsta nu pot supun că lucrurile să facă MLM. Nu o să facă. Dar e bine când le recomandări și e bine să au când mai mulți din ăștia. Și formez pe oamenii lui să facă mai departe munca asta. Deci, exploatați și treaba asta. Dacă sunt oameni care sunt surse de referințe, lucrați pe referințele lor. Și formați-vă câțiva oameni cheie în echipele respective. Ce informații am oferit? Motivația lui sau factorul motivațional primar. Ce înseamnă asta? Care e DC-ul lui? Trebuie să-l aflu la întâlnire. E foarte important să învățăm să identificăm DC-ul persoanei. Eu am folosit metoda lui Alain Pease. Vă știți metoda lui Alain Pease? Da. Pe cartea de vizită, am zis pe cartea mea de vizită, scrie câteva DC-uri acolo. Afacere proprie, dezvoltare personală, timp liber, vacanțe, sănătate și mai departe. Și aflat fiecare de ce ori de ce, dar eu îi pun așa carte și am întrebat, dacă ar fi să alegeți din acestea, care e cea mai importantă pentru dumneavoastră acum? Și el spune, mă interesează sănătatea, mă interesează bani, mă interesează timp liber. De ce ați alege pe asta? Cât de important e pentru dumneavoastră? Ce s-a întâmplat dacă nu ați face lucrul ăsta? Și după ce ați aflat de ce ori, îl treceți aici. Da? El spune, vreau să, cum mi-a spus mie maica, zice, domnul Bane, vreau să-mi fac o casă, sunt măicuță, dar eu știu ce se poate întâmpla în viitor, vreau să am și o casă mea separată. Și strânge bani pentru o casă acum. Da. Și este motiv, factorul motivațional. 20.000 de euro pentru că vrea să-și facă o căsuță în zona respectivă. Da? Alții vor mașină, alte vor vacanțe. Eu de nu vreau vacanțe multe. Îmi place mult să vorbesc. Deci instrumentul ăsta luați-l cu voi și dați-l exemplu la echipa voastră. Acum eu cu soția am propus să facem un pe online. Cine vrea dintre voi să fie primit așa, experimentat, fac un mic test. Ne trecem activitatea noastră pe fiecare zi. Deci eu întreb câte telefoane am dat, câte prezentări am făcut, câte telefoane, întâlniri, prezentări, inițieri. Avem un chat separat. Un chat separat. Avem un chat separat. Deci eu îmi expun obiectivele mele și activitatea mea. Ce mi-am propus să fac și ce am făcut. Zilnic. Și dacă vreți să facem așa, suntem într-un ritm, pentru că știu acum să spun chestii. Dacă eu nu scriu o ziua respectivă că am făcut nimic, înseamnă mă simt prost. Vreau să spun că înseamnă să scriu și eu ceva în raportul ăsta și echipa mea tot să zică.
trebuie să fiu măcar exemplu pentru echipă. Mă duc și fac rost de două persoane, pe internet nu contează. Mă duc la magazin sau la piață, trebuie să fac rost de două telefoane, trebuie să dau câteva telefoane. Am reușit să fac o întâlnire, să fac o prezentare. Deci e un fel de, parcă te simți așa un pic forțat la un moment dat. Vă formează rutina. Și dacă o formați rutina, după nu mai te simți obligat să faci. Deci de acord cu mine? E parcă jenă. Băi, cum mă, nu fac nimic chiar astăzi, așa, pentru echipa mea, ce o să fie? Cine de voi este de acord? Facem așa experimental o rândă, iar cei din echipa mea care lucrează cu noi separat, care nu sunt echipa de maiștri, facem perioade. Vreți să facem așa un experiment de asta? Funcționează. Ok, hai să facem asta pentru că eu vă spun experiența pe care am avut-o în asigurări. Când am avut-o în asigurări, aveam un formular zilnic cu raport de activitate pe zi. Și pe săptămână și pe lună. Și aveam un dosar acolo și l-am pus la dosar. Și l-am verificat tot timpul. Bine, acolo de verificat cineva. Aici nu vă verific. Aici e o chestie de care e scopul aici. Dacă tu văd că eu vă spun ce am văzut în echipa mea. O persoană face rost ușor de prospecție. Înscrie, am scris într-o lună 200 persoane noi. Nici o comandă. Ceva nu e regulă acolo. Nu s-are la chestia asta. Băi, nene, tu poate 200 înscrie și n-ai nicio comandă? Ce se întâmplă? Mă uitam pe fișier, pe rapoartele de activitate, la, mă uitam și pe cealaltă, pe rapoartele de la Coral, de comenzi. Zero comenzi. Înseamnă că ceva nu e regulă. Hai să vedem cum îl ajutăm pe omul ăla și mă, nene, ce faci? Hai să vedem cum abordezi tu. Ce faci? De ce nu reușești să comenzi să scrii? Unde e problema? Ați zis că ai de aia scopul acestor activități, nu ca să vă supervizez, să vă întreb, băi, de ce ai făcut scopul ăsta? Eu nu vă întreb ce ați făcut, doamna scopul. Ideea este să vedem unde avem de lucrat. De ce nu este randament? De ce nu avem inițiere oameni noi? Unde? Ceva lipsește acolo. Corect? Deci asta vreau să insist foarte mult pe faptul de a ne monitoriza activitatea. Pentru că știu că nu o facem. Eu am făcut-o în 2016, 2017, 2018, tot timp. În 2018 am cam, cred că vreo 4 luni n-am făcut deloc urmărirea activității. Și s-a văzut imediat. Știți ce prost mă simt că nu știu ce am făcut luna asta? Băi, ce veche am avut, cât am făcut? Nu știu, pot să măsor, nu-i palpabil. Și parcă mă simt așa, nu știu. Debuzonat, exact. N-am cu ce măsura succesul, activitatea mea, da? Deci e important să aflăm informațiile de la oameni. Asta când aflăm factorul motivațional, care este, trebuie să aflăm de ce e legat de familie, ocupație, de timp liber și de bani. Câți bani dorește fiecare să facă concret? Hai să vă spun lucrul ăsta legat cu bani. Am văzut că oamenii care întreb câți bani vrei să câștigi, ei nu spun nimic concret. Așa sunt bani. Dar cât? 100 de euro, 200 de, 500 de euro, 1000 de euro, concret, în cât timp și cum? Și trebuie să învățăm pe oamenii treaba asta. Și dați exemplul vostru. Uitați-vă ce obiectiv am eu. Dacă voi nu aveți un exemplu, pentru ei nu se poate orienta. Legat de obiecțiile care se întâmplă la întâlniri, să știți că nu e ușor de lucrat cu obiecțiile. Problemele cele mai mari legate de obiecții sunt că oamenii n-au încredere în ei. Asta e cea mai mare obiecție, cea mai mare problemă. Și trebuie să aflăm dacă oamenii care sunt în fața noastră au sau nu au încredere în ei, poate că vor sunt interesați dacă primești sau nu sprijin din partea ta. Până la început îți ajutăm să te primi 20 de telefoane, să facă primele 20 de prezentări, primele 20 de iniție, stăm lângă ei. Îi dăm exemplu, da? Asta înseamnă sprijin. Sau nu au încredere în industria MLM. Cei mai mulți au și problema asta. MLM, știți că mulți deja au niște prejudecăți create. Și când ceva spune, nu crede MLM, atunci noi îi punem o întrebare. Sigur tu ai avut o experiență cu MLM, care nu te-ai mulțumit. Așa este. Cunoști pe cineva? Nu. Da. Sau cunoști pe cineva, dacă poate să fie. La noi au fost câteva surprize neplăcute, au fost niște sisteme piramidale care nu sunt MLM, știți vorba, care dați și alții postii, Delfin, nu știu pentru care mai fost pe aici. Și mai sunt și firme care aparent par să fie de MLM, dar percep și taxe foarte mari de înscriere, 2000 de euro, 1000 de euro. Dau produse adevărat, dar nu e MLM. MLM-ul adevărat este când se face un consum permanent. Permanent, duraș permanent. Eu una este să vând o mașină de 80 de euro și alta să vând lunar Coral Mine și chiar dacă sunt valori mici, dar sunt permanente. Este cele mai stabile MLM-uri. Identificăm problema asta, deci care e problema ta? Eu te sprijin
Dar problema cea mai mare care mi-am spus că doamna spunea că ea nu poate, ea nu crede că poate să facă treaba asta. Și am întrebat așa. Ți-a spus cineva că nu poți face așa, sigur? Și ea a dat ochii într-o parte așa, mi-a dat seama că mi-a spus de ceva, a făcut așa. Și zic că, sigur, nu ți-a spus cineva? Și zic că, ba da, soțul meu. De obicei, în familie se întâmplă din motor să nu fii susținut. Și cel mai greu când în familie am fost susținut. Vezi dacă o spune. Eu sunt mare norocos că am crezut și așa că am, mă susține. Eu și mai mult. Și mai mult, da, mă susține, da? Aici e problema cea mai mare, că nu au susținere în familie și atunci ei spun, domnule, de cât să am probleme cu soțul acasă sau cu soția, mai bine nu mă apuc. Eu o să fac pace în familie și o să stau în zona de confort. Și atunci nu pornesc asta. Se alături și soțul sau soția în momentul în care vede că noi avem rezultate. Când vor vedea că noi avem 20.000 de euro pe lună, am exagerat pentru că acum, dar peste 10 ani putem să am. Atunci, și de la 2.000 de euro vă spun că să se alătură cu. Corect? Și atunci le spun de ce fac eu, le spun de ceul meu, de ce fac eu această afacere? Le spun că eu sunt implicat 100%, nu mai fac albele mele. Foarte important asta. Eu fac 100%. Și mă implic și mă focusez și spun, e ok, dacă tu nu poți să iei decizia să faci asta, nu e o problemă pentru mine. Deci nu vă lăsați disperați dacă îl pierd pe ăsta. Și spun mult, băi, lasă că... Ideea este că voi vă spune, nicio problemă dacă tu nu poți să faci. Că eu spun de experiență, am 150 de distribuitori în echipa mea, nicio problemă. Unul sau plus, nicio problemă. Dar sunt oameni care mă așteaptă. Eu caut vulturi. E o afacere de selecție. Eu nu caut găini. Și nu-i spun lui că e găini. Eu caut vulturi. Păi nu știu că e găini, dar îi spui, dar nu vreau găini, vreau vulturi. Și știi să? Nu știu că e să motivează, că deci legat de obiecte care sunt la întâlnire, cea mai frecventă, v-am zis, este că nu am încredere în mine, eu întreb, ți-a spus cineva că nu poți face treaba asta, dacă eu sunt alături de tine să susțin această afacere, crezi că te faci împreună? La început o să fiu cu tine de tine. După aceea, vei zbura. Că dacă ești vultur, nu mai ai nevoie de tine. Te învăț să zbori. Da? Că un vultur, vulturul și-a ajuns pe confuie numai că nimic. După aceea, când zboară, până ce a zburat, dacă n-au credere în mele mei, atunci putem să scutăm. Te înțeleg, cunosc eu multe firme care dau țepe. Noi nu suntem într-o firmă care dau țepe, e o firmă serioasă. Și pot spune povestea firmei noastre. Firma are 20 de ani. Îi dau exemplu pe Robert Kiyosaki, care spune așa, că dacă vrei să alegi cu multe level marketing-ul, trebuie să aibă cel puțin 5 ani vechime, să aibă cel puțin 3 țări. De ce 3 țări? Că dacă în total război, în total așa se întâmplă ceva, dispare firma imediat. Noi avem deja 35 de țări unde avem filiale, avem 20 de ani și faptul că trebuie să fim plătiți pe mai multe nivele, nu unii level sau unul sau două nivele, toate nivele. Noi avem și cum este planul marketing, pe mai multe nivele să plătești. Totuși, noi corespundem și cu cerințele pe care comandă Robert Kiyosaki și nu sunt taxe de înscriere, nu sunt, nu trebuie să faci investiții financiare. Bun, eu acum vreau să o las pe soția mea să facă partea a doua. Eu vă pregătesc acum un shake nou. A apărut un shake nou acum, cu mango. Cine am băut? Cine l-a consumat? E mortal, vă spun. Cel mai bun din toate. Cu portocale și mango. Și la un moment dat facem o mică pauză și vom degusta și un shake. Mariana a pregătit un material nou acum. O să vedeți lucruri interesante. Vreo săptămână a lucrat la ele. La două noapte se trezea și îmi spunea ce, iar mai nicio idee, mă duc acum să o pun pe noaptea. Noaptea, deci la două noapte se trezea și acea idee. O să vedeți că e foarte interesant pe niște astăzi. Chiar mie mi-a plăcut trenul pe care l-a făcut ea, l-am ascultat de câteva ori. Și Mariana a avut, ce interesant este la ea, că până în luna ianuarie, anul trecut, ea a fost doar director de AUR. Și venea la seminarii numai de dragul meu. Și era soția lui Leonel și venea la seminar cu mine, dar a făcut bine că la seminarii, că acolo s-a încărcat. Și în ianuarie, de la seminarul de la Berlin, domnul Lape a spus, a urcat la mâine, a calificat ca smarald, a spus, Mariana, tu ești om de scenă, tu îți fii pe scenă, tu acolo locul tău, de ce nu ești maestru? Tu ceva nu e regulă cu tine, tu trebuie să fii de bun maestru. Și
Și ea a făcut o greșeală că a făcut două MLM-uri, mă făceau MLM-uri între timp. Eu vă spun acum din culise. Faptul că a făcut două MLM-uri odată, nu a avut rezultat. Pentru că n-ai cum să împartă două. Și asta a fost gata, nu mai fac decât corat 100%. Și în momentul ăla a pornit așa cu o energie și a făcut că au așa energie puternică, încât nu mă tot oprea. Deci în luna iunie, deci gândiți-mă, în luna ianuarie avea 2000 de puncte, în luna iunie avea 17.000 de puncte. Deci o creștere așa, explozivă, deci o diferență mare de puncte, da? Și ea mi-a deja întâlnit, fixa întâlnit, deci era omul pus pe teamă, noi făceam față cu întâlnire. Cred că de aia nu mi-am făcut nici analiza creștere. Și credeam că ar fi am trăit în ligasă. Acolo, gata, hai. Deci, eu merg din motivez, tu spui din concept. Și așa făceam echipă împreună. Dar a fost atât de puternică hotărârea asta și motorul, că acum a intrat într-un fel de inerție, că nu mai pot opri așa, de inerția succesului, cum să spunem. Așa că eu vreau să mulțumesc cu aplauze. Da. Sincer, că ați început anul și că vreți să începeți anul așa cu forță și chiar m-a inspirat și pe mine să am și mai mult impact. Nu mă așteptam să veniți din provincie atât de mulți, sincer. Despre ce vorbim astăzi, despre povestea noastră pe anul ăsta și pe anii următori. Și vă zic de ce și pe anii următori. Nu o să fie un seminar, nu vă așteptați să fie un seminar așa cu un virgulă, cum facem de obicei. Trebuie să avem mindset. Prima dată e vorba de mindset. Că nu cred că dacă mergeți la un seminar, dacă facem împreună un seminar cu punct, cu virgulă, cum facem și plecăm de aici cu niște informații, este suficient. Și vă zic de ce. Dacă nu avem motivație interioară, dacă nu știm ce ne face fericiți oameni buni și ce vrem să facem cu restul vieții noastre, noi am făcut socoteala că noi mai avem 30 de ani până la 80 de ani. Vrem să știm exact ce facem cu anii ăștia, nu să se ducă așa, să-i umplem cu ceva, cu activitate inutilă. Deci trebuie să știm exact ce ne face fericiți, ce este mai important pentru noi. De aici, Napoleon Hill spune, begin with the end in mind. Cine știe engleză? Ca să știu cât vorbesc engleză, dar cam puțin. Începe cu sfârșitul în minte. Începe cu ce vrei să faci cu adevărat, ce te face fericit. Trebuie să știi ce te face fericit. De ce merită trăită viața ta? Vrei să arzi ca o lumânare și să nu știe nimeni că ai fost pe aici? Sau vrei să lași ceva în urmă? O amintire plăcută, o inspirație, să zici, domne, femeia aia, omul ăla a făcut ceva în viața lui, uite, m-a inspirat, a inspirat un om, doi oameni, 10 oameni. A făcut ceva, a lăsat ceva. Copiilor, prietenilor, echipei, trebuie să faceți ceva, oameni buni, ca să fiți fericiți. Să facem cu toții. Deci, ideea este că 2019 este parte din restul vieții noastre. Trebuie să-l vedem în ansamblu. Noi, de exemplu, vrem să mergem la Machu Picchu. Nu o să mergem anul ăsta. Nu o să mergem, bravo, mergem împreună. Nu o să mergem poate nici la anul, dar peste 2 ani, sigur, vom fi la Machu Picchu. Deci, noi vedem în ansamblu. Și o să vă arăt de ce e important să ne gândim cum va fi povestea. Dacă am povestit, ce am făcut noi până acum în viața noastră? Ce spunem? Lucrurile mici și care nu contează și care sunt parte din rutină sau spunem lucrurile mari, importante? Vacanțele, oamenii frumoși. Eu vorbesc despre oamenii din echipă ca despre prieteni și toată lumea spune, băi, dar vorbești cu atâta patos despre ei, despre ei, parcă ar fi familia ta, mai mult decât familie. Cu echipa asta mai mult conectată decât cu familia aia, cum credeți. În sensul, eu mă gândesc la voi în fiecare zi și cred că vă agasez cu postele pe Facebook și cu... Dar simt nevoia să vă dau din prea plinul meu ce am eu în momentul ăsta. Așa simt eu în momentul ăsta și sper să mă țină încă mult timp. Deci trebuie să avem o motivație puternică. De ce facem asta? Și o fac din ce? Din ce motivație? Îmi place să inspir oamenii, îmi place să vorbesc cu oamenii și unul la unul. Mulți mă cunoașteți personal și știți că îmi place să dau inspirație și să dau din ce știu eu în momentul ăsta. Deci trebuie să avem o perspectivă. Și 2019 să fie o bucățică din acea viață pe care o mai avem la dispoziție. Cât mai avem? Că noi spunem 30 de ani, dar poate să mai fie 10, 20, 30, 40, 5. Doamne ferește! Tocmai de aia trebuie să o facem să merite. Și să nu spunem, băi, am prins, dar nu știu de ce, sunt pe patul de moarte. Doamne, ce mare rău că nu știu cum s-a dus viața. Nu știu cum au trecut anii. S-au dus așa, au zburat. Și dacă nu ai o viață de calitate,
și cu, să simți că ai trăit și că nu-ți pare rău că mori la indiferent ce vârstă, e o problemă. Deci trebuie să ne gândim ce, care va fi povestea. Ce vreți să spuneți despre voi? Ce vă definește? Ce vă definește? Ce vă face fericiți? Cum folosim timpul? Trebuie să fim conștienți. Clătirea poate fi întoarsă. Oricând, viața noastră nu se mai întoarce. Ziua asta este unică, nu se mai poate întoarce. Ceea ce facem astăzi, facem și mâine nu mai putem repeta. Sunt alte circumstanțe, sunt alte momente. Anul ăsta nu se va mai putea repeta. Trebuie să ne gândim să facem acum. Pentru că momentul pe care îl avem acum nu-l vom mai avea poate niciodată. Entuziasmul pe care îl avem astăzi s-ar putea să nu-l mai avem niciodată. De ce? O să vedeți. Intrăm în zona de confort și rămânem acolo. Ce contează cu adevărat pentru noi? Trebuie să ne gândim din punct de vedere sănătate. Cât de important e sănătatea? Că noi spunem tot. A, sunt foarte interesat de sănătate, dar fumez, beau, stau nopțile, petrec și nu mă odihnesc și corpul se duce ușor, ușor la vale și nici nu suntem conștienți. Și efectul de acumulare în timp își spune cuvântul pe fața noastră, în organele noastre, că dacă facem o radiografie și o biorezonanță, vedem ce e pe interiorul nostru, corect? Dar asta este efectul, rezultat, este efectul, rezultat din acțiunile noastre zilnice și lunare și anuale, corect? Deci ce este foarte important? Dacă avem, de exemplu, pentru noi sunt importante relațiile. Apropo, roata vieții trebuie să fie rotundă. Ce înseamnă rotundă? Dacă noi le dăm numărul 2, 3, interes la sănătate, și numărul 10 la carieră, sau invers, dezvoltare spirituală nu prea contează. Imaginați-vă cum arată aceste spițe. Sunt inegale și roata noastră este inegală, este nerotundă. Nu suntem împliniți. Nu suntem rotunzi. Contează foarte mult pentru noi, poate doar banii, dragostea, dacă este, dacă nu ne-am intrat într-o zonă de confort, relațiile, ce dacă nu mă înțeleg și cu Y, ce dacă nu mă înțeleg cu nimeni? Nu contează. Deci, puneți-vă o notă în mintea voastră în fiecare săptămână, lună, de câte ori vă aduceți aminte de lucrurile importante din viața noastră, puneți-vă o notă. Băi, m-am certat cu nu știu cine, trebuie să mă împac. De ce? Ca să fiu eu în armonie cu mine. Să mă simt eu bine. Și așa mai departe. Banii, mulți spun, nu sunt importanți banii. Dar tot timpul avem nevoie de ei. Este o ipocrizie. Cine spune, bucureștene, m-a auzit ieri, mi-a spus cineva, bucureștene alargă după bani. Spune, da, persoana de față se exclud. Adică, și am spus, dar tu faci bani, câți bani? Cât bani faci? A ezitat. Omul care ezită să spună câți bani face, nu face bani. Sunteți de acord cu mine? Cineva care face și care are succes, nu are de ce să se ascundă. Da, fac 2000 de euro, 1000 de euro, 500 de euro. Dar dacă el consideră că face mai puțin decât merită și decât ar putea, tot timpul dă vina pe alții. Circumstanțele, politica, socialul, toată lumea, corporațiile, toată lumea e de vină, numai el nu e de vină. Că el nu face mai mulți bani și nu are mai mult succes. Pentru că banii, dragii mei, sunt o energie, ca orice. Energia asta, ai parte de ea. Bine ai venit, Liviu! De energia asta avem parte numai când ne bucurăm de energia asta la alții. Dacă noi ne bucurăm că un om are o vacanță frumoasă, este o energie. Dacă te bucuri de ea, va veni și la tine. Dacă nu te bucuri, stai în zona ta de confort, care se numește invidie, se numește neputință, se numește neîncredere în tine. Corect? Dacă nu ne bucurăm de ce au ceilalți și de ce energia asta se duce ca un șuvoi la alții, nu vom avea parte nici noi de ea. Și vă spun și din experiența proprie cu alte domenii. Deci în momentul în care noi nu ne bucurăm și nu știm ce este important pentru noi, știți parabola cu lucrurile importante, viața noastră este ca un borcan pe care îl umplem cu lucruri importante și mai puțin importante. Care sunt importante? Astea, pietrele mari, adică Crăciunul cu familia. Evenimentele mari cu familia sau evenimentele cu cariera, dacă este important pentru noi să mergem departe în carieră, punem astea înainte de orice, înainte de nisip, înainte de activitățile mici, care ne umple oricum timpul, că ne... Știți cum e, dacă nu ai un obiectiv, timpul se umple oricum. Găsim lucruri mici, care nu ne fac fericiți.
care nu ne duc spre un obiectiv cu adevărat care ne-ar umple sufletul. Deci, cum este important să fie viața noastră așa, să umple lucrurile, să umple viața cu lucrurile neimportante și dacă mai rămâne loc de lucrurile importante la final, adică nu mai au loc pietrele, sau așa? Deci, gândiți-vă ce e mai important pentru voi. Puneți-vă ordine în minte și în suflet. O să vă dau palul, pentru că stai niște Alina. Deci, puneți-vă clar și să nu fie doar o teorie, asta este doar o imagine, dar gândiți-vă ce este important pentru mine. Ce este important pentru mine? Familia? Cariera? Și cariera este doar un mijloc prin care obținem ce? Recunoaștere, dacă ne place. Iubire de oameni. Aici putem să, nu puteți să negați că este o comunitate atât de frumoasă că ne iubim și ca într-o familie. Deci obții toate astea. Corect? Nu mai spun bani cu care obții alte lucruri, liniște sufletească, poți să-ți ajuți părinții, poți să faci multe lucruri. Deci ce este important? Și aici l-am scris un pic așa ca să le și vedeți. Sunt 5 piloni importanți ai vieții noastre și noi trebuie să știm de fiecare dată ce este important pentru noi. Relații. Toate sunt. Deci noi credem că este o chestie banală, că ne vedem, nu este deloc banal. Intră în cine suntem noi. Orice relație, orice întâlnire cu cineva face parte din noi. Și ce? Urmăriți un lucru, că dacă cineva spune despre altcineva, este așa și pe dincolo. De fapt, nu vorbește despre acea persoană, ci despre el însuși. Proiectează bunătatea sau răutatea din el. Sunteți de acord cu mine? Da. Dacă vine acum un lider, indiferent cine, pe care îl cunoaște toată lumea, și fiecare are altă părere despre acel om, ce înseamnă chestia asta? Că omul respectiv este așa? Poate să fie obiectiv așa? Nu! Fiecare vede conform propriilor valori, principii de viață, experiențe. Sunteți de acord cu mine? Când spui despre cineva că e rău, 100% este rău. Dacă tu nu ai un pic de bunătate și de iubire și nu vezi și nu ierți și nu uiți și nu împrăști bunătate și iubire în jurul tău, n-ai cum să oferi și n-ai cum să vezi că omul ăla s-a schimbat, poate. Poate a fost într-un moment, nu știi ce poveste are în spate, nu știi ce frustrări, nu știi ce supărări are în viața lui. Și tu l-ai judecat și acolo a rămas cu eticheta pe toată viața. Și tu judeci și crezi că ești bun. Asta înseamnă relație, înseamnă iubire, înseamnă dacă le avem. Noi spunem, vai, suntem perfecți. Noi suntem buni și ceilalți sunt răi. Dar nu ne dăm seama că problema este de multe ori la noi. Noi dacă știm să iertăm și noi dacă știm să mergem mai departe, toată lumea în jurul nostru se schimbă. Se spune, dacă vrei să schimbi lucrurile în jurul tău și viața ta, schimbă-te pe tine și o să vezi cum se schimbă toate în jurul tău. Sunteți de acord cu treaba asta? Da. Deci dacă tu devii un om mai bun, dacă tu lucrezi la mintea ta și la sufletul tău și la armonia și la spiritul tău, că de fapt noi suntem spirite, fac o paranteză, când spui corpul meu, care se schimbă tot timpul de la an la an, suntem alții. Bătrânim, de la naștere se spune că îmbătrânim. Când spui ochii mei, părul meu, totul este al meu, al cui? Cine este meu? Cine este eu? E spiritul. Dacă spiritul tău, al meu, al nostru, nu este suficient de aliniat cu întregul, nu avem cum să fim oameni buni, pentru că noi suntem detașați de acea bunătate și iubire divină. Și acea iubire, nu intru acum în, dar cred că toți sunteți de acord că suntem bucățele și nu avem niciun control. Nici asupra sexului când ne naștem, nici asupra sănătății noastre, nici doar lucrurile pe care le putem face. Deci dacă noi nu ne aliniem cu spiritul și cu bunătatea și cu iubirea, degeaba spunem, încep să fac lucrurile și le fac la nivel material și la nivel foarte superficial. Trebuie să umplem totul dinăuntru. Înțelegeți ce vă zic? Adică, timpul liber. Dacă spunem la modul general, vreau vacanță, dar nu știu unde. O să merg la Braga și la Timea toată viața, că acolo e zona mea de confort. Dacă nu-mi doresc mai mult și nu ies din zona de confort, toată viața merg în aceeași rutină permanent. Și nu se schimbă nimic, merg liniar. Indiferent că sunt la coral și zic că fac MLM, indiferent că fac un job și am venitul liniar, indiferent că fac freelancing, adică am o firmă, și am câțiva angajați și am impresia că sunt liber. Nu sunt liber. Și vă spun din experiență. Nu cum să fii liber. Liber ești în momentul în care ai venituri pasive reale. Adică
ai lucrat, ai făcut o echipă, echipa lucrează pentru ea, iar tu ai venituri pasive pe viață. Poți să te duci 6 luni în concediu și noi am experimentat asta. Am fost 2 luni, precum știți bine, plecați în România și în străinătate. Și am experimentat 2 luni de zile, nu am lucrat aproape deloc cu oamenii de acasă. Numai cu oameni noi. Am căutat și am prospectat. Nu ne-a crescut venitul în acele 2 luni. Asta sunt venituri pasive. Doriți-vă lucrul ăsta, ieșiți din zona de confort și doriți-vă, frate, vreau să am oameni care să lucreze și lipsa mea. Dacă eu mă îmbolnăvesc, eu oricine fiind, generic vorbind, dacă eu mă îmbolnăvesc, dacă sunt angajat, cât o să mă țină patronul acasă, la pat? Puțin, băi, cât mai stai, hai că te așteaptă lucrurile. Dacă sunt freelancer și totul depinde de mine, toată afacerea mea depinde de timpul meu, pot să stau prea mult bolnav? Nu. Că nu mai îmi dă nimeni bani și încep să cer împrumut și credite și așa mai departe. Dacă am o afacere de MLM reală și nu sunt doar vânzător, atenție, că dacă doar vindem, nu este afacere de MLM. Suntem vânzători, suntem freelanceri. Într-o afacere care poate fi MLM. MLM înseamnă să te poți duplica. De asta fac cu atâta încredere acum, pentru că am fost și angajat ani de zile, mulți ani. Am fost și freelancer și vindeam timpul, în ambele îți vinzi timpul. Și acum vreau să fiu liberă. Vreau să ajut oamenii, să inspir oamenii și ei să meargă în lipsa mea pentru ei mai departe. Asta îți dă MLM-ul, puterea de a-ți urma visele și de a fi fericit și de a-ți găsi fericirea cu adevărat, nu iluzii. Și la sfârșitul vieții zici, wow, mi-a pierdut timpul. Că dacă este o carte, nu mai știu care din ele, că am citit foarte multe în ultima vreme, care spune, începe chiar așa, imaginează-ți cel mai bine că ești pe patul de moarte. Și în Japonia există un curs de dezvoltare personală care exact așa începe. Te pune într-un sicriu, bineînțeles, așa, și spune, imaginează-ți 10 minute cât rezistă fiecare, că ești mort. Ce se întâmplă? Ce regrete ai? Pentru că toți avem regrete, că n-am făcut anumite lucruri sau că am făcut altele prea mult. Am stat prea mult într-o relație toxică sau am stat prea mult într-un job care nu ne-a împlinit sufletește. Și am zis tot timpul, lasă că mai trece și anul ăsta și la anul, sigur o să fac altceva. Dar dacă trec ani, ghiși ce? Entuziasmul pe care l-ai la tinerețe și când ai acea spark, acea scânteie în tine să faci altceva, se duce, se stinge, dacă tu nu umbli. Corect? Intri într-o zonă de confort și viața ți se duce de la liniar spre jos la bătrânețe. Pentru că îmbătrânim și toate se duc la vale. Și veniturile, și timpul, și energia noastră, și relațiile, pentru că nu mai avem timp și nu mai avem bani să le mai susținem și să mai dai un telefon să spui sunt bolnav. Nu mai are nimeni chef să te mai asculte. Deci dacă nu lucrezi când ești încă în putere la visele tale și la viața ta, greu mai faci după 60 de ani ceva. Nu vreau să mă bag în panică, vreau să ne trezim cu toții, că suntem... Cum începem? Cum începem să ne programăm viața de azi încolo? 2019 și mai departe, cine vrea mai departe. Analizăm ce am făcut până acum. Că e 2018, că e 2017, ce am făcut până acum și ne-am făcut fericiți. Și ce am planificat și nu am reușit. Foarte important. Am planificat ceva și n-am reușit. Și de ce n-am reușit? Vreau să împărțiți între noastră. V-am dat și niște fișe de lucru și puteți să scrieți aici în timp ce vorbesc. Dacă vreți, putem să facem și interactiv, cum vreți voi. Ce obiective nu am realizat, mi-am dorit și nu le-am avut. Nu le-am făcut pe anii trecuți. Și de ce? E foarte important. De ce? Pentru că în felul ăsta noi suntem practic. Nu începem de la 2019, viața noastră de la zero. Nu avem cum. Noi suntem în continuare a ceea ce am făcut până acum și la ceea ce am fost până acum. Corect? Deci, sunteți cu mine? Da. Deci, noi nu putem să luăm de la zero acum și spunem, gata, sunt altă persoană. De ce? Există în creierul nostru așa numitele sinapse. Legăturile neuronale, care sunt deja formate și care ne duc într-o rutină. Zona de confort. Da? Dacă noi nu facem lucruri care să ne scoată din acea zonă de confort, vom merge liniar încă un an, 2, 3, 5. De ce nu n-am reușit să avem ce ne-am dorit în 2018? Avem niște motive și vă dau exemple și vă rog să vă scrieți măcar unul. Lucrați cu dumneavoastră acum. Un motiv pentru care nu ați reușit să faceți ce v-ați propus în 2018, care să fie în afara zonei de confort. Că zona de confort o știm.
Adică același tip de relații, același tip de relație cu tine și cu Dumnezeu și cu familia și cu prietenii, același tip de venit, același termostat financiar, același termostat, tot este un termostat. Am amânat mereu, eu am și o mică problemă cu asta, amânarea. Zic, lasă că pot mai târziu. Și îmi dau seama că trece o lună, trec două și nu am făcut mare lucru. De ce? Pentru că nu am avut obiectivul scris clar, cu termen, cu dată. Și n-am împărțit obiectivele mele în bucăți mai mici și n-am știut exact ce să fac în luna asta. Adică am zis, lasă că fac eu maestru, voi vedea. Și tot timpul trebuie să te ții prezent cu obiective zilnice. Și apoi lunare și apoi trimestriale. Să știi, băi, ce am făcut? Ca un campion care trebuie să meargă sus pe munte, să vadă muntele de sus, să spună, am fost acolo. Dar cum? Prima dată se pregătește, prima dată și-a echipamentul, prima dată învață, se antrenează și după aia poate să urce. Și urcă tot în trepte, nu poate să ajungă direct, poate ajunge cu elicopterul, dar nu este succes ăsta. Deci noi putem să mergem doar pas cu pas, sunteți de acord cu mine? Numai pas cu pas poți ajunge să ai succes și succes înseamnă nu neapărat succes financiar, precum spuneam. Înseamnă să fii un om împlinit și fericit din toate punctele de vedere. Și relații, și familie, și bani, și carieră, și comunitate, și prieteni, și tot să fie în armonie cu ceea ce îți dorești, care te face fericit. Am găsit mereu scuze. Scuzele din ce vin? Din frici. Există doar două motivații în viață, mari, care subsumează multe altele, au multe subdomenii. Iubirea